expresii românești azi ajungem la Ploiești. Aici cea mai populară e expresia lor locală atunci când te răzgândești și o întorci ca la Ploiești. A întors-o ca la Ploiești? Nu. Nu cunoști? Nu. Nu știi cum e să întorci ca la Ploiești? Nu, n-am idee. E o expresie populară, foarte cunoscută și în țară, venită de aici, de la Ploiești. Zice, a întors-o ca la Ploiești. Cum se traduce? A întors-o ca la Ploiești? Păi nu era ca la Buzău? Nu să fie ca la Ploiești? A întors-o ca la Ploiești. Întorsura e la Buzău. Întorsura Buzăului acolo. Și aici da. Expresia vine, a întors-o ca la Ploiești. Cum se traduce? Adică și-a schimbat părerea radical. Dumneavoastră sunteți nașul? N-am. Dar aveți fin? Am fin, cu siguranță. Ce înseamnă să întoarceți ca la Ploiești? O zicală. O zicală. Știți cum se traduce? Nu. Spuneți dumneavoastră. Promiți unei fete că e din nevastă și când o întorci și ca la Ploiești, înseamnă că ai lăsat-o singură. E serios. Ca trenul în gara. Exact. Deci în campanie electorale, când promisiuni primești și rămân doar vorbe goale, o întorc tot ca la Ploiești. Păi a întors-o ca la Ploiești. Aici a fost not de cale ferată. Da? Aici, în gara de sus. Ia să arătați nouă. Deci aici, toate trenurile care veneau de la București, nu erau podurile făcute spre gara de vest, da? Nu se puteau trece în partea cealaltă. Și atunci veneau aici, lăsau trenurile aici, întorceau locomotivele, da? Băgau trenul și plecau sporul spre Brașov. Asta înseamnă întors ca la Ploiești. Adică veneau de la București aici? Veneau de la București, garnitura rămânea aceea, schimba doar sensul de mers. Sensul de mers. Deci pleca pe o parte, se întorcea pe partea cealaltă. Cei care erau în tren rămâneau în continuare. Avem impresia că se întorc înapoi la București. Exact. Dumneavoastră ați întors-o vreodată ca la Ploiești cu soțul? Nu numai cu soțul. Întoarcem în general în viață. Mai întoarcem, să ne fie bine, că așa e omul. Ați întors-o într-un fel aparte, ca la Ploiești? Într-un fel aparte am întors-o, în avantajul nostru comun. Tuturor, în avantaj propriu. Nu, în momentul în care iei o decizie și vrei să păcălești pe cineva, probabil o întorci ca la Ploiești. Da, cam așa văd eu, ca și conotație, ca și semnificație. Și de unde vine? Păi cred că de pe vremea lui Caragiale, când Ploiești era un nod de cale ferată. Da. Dumneavoastră ați întors-o ca la Ploiești? De foarte mult. Eu sunt ploieștean că, da, îmi ploieștean că din tată în fiu. Da. Și am întors de multe ori ca la Ploiești. Cum ați întors-o ca la Ploiești? Din păcate, soțul meu a întors-o și eu de vreo 40 și ceva de ani sunt singură și nu întorc la ca la Ploiești decât cu cine... Și el unde a întors-o? A întors-o, a mai luat vreo 6 neveste după mine. A întors-o cu toate. Toate. Precum Becali în fotbal, când titlul nu-l cucerești și crezi că te scapă tasul, vrei să o întorci ca la Ploiești. Oh.